doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 aliniatul literal din codul administrativ, a fost convocat pentru o ședință ordinară, prin dispoziția numărul 43, din 24 aprilie 2020, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Tom. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal cu locuită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii. În primul rând, sunt bună ziua de tot amiat. Mă doresc chiar și în afara conjunctorului inspirate la deliberări de cealaltă, conform datelor, pot să reamintesc ordine de zi propusă pentru deliberarea dumneavoastră. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind aprobarea unei exerciții bugetului comunei noastre pe primul trimestru, din ceea ce a semnat. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei noastre pe trimestrul al doilea, anul curent evident, din ceea ce a semnat. La punctul al treilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind aprobarea organizării statului de funcție pentru personalul din aparatul de specialitate al Institutului Jucării de Îndrăzim, inițiată și semnat. La punctul al patrulea, prin rândul domnului viceprimar, Rasta Bine, un proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului specializare în cetă factor, inițiată la dată, cum am anticipat, domnul Grigore Iturgiu, primar, consilier local. Punctul al cincilea, solicitarea acestui lucrurilor local. Să pun la urmă ordinea de zi, cine este pentru. Mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Predau ștafeta al domnului președinte. Domnul Acea. Vreau să ne stau, domnul Staciu. Domnul Staciu. Vreau să te stau. Vreau să te ultimul președinte al zi. Dacă vreți să schimbați din nou președintele de ședință, ai important că domnul e de acord. Sigur, propuneți și... Mulțumesc pentru încrederea acordată. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul secretar general să dea citire procesul de verbal de la ultima ședință. Deci nu o să-l dau citire, legea spune se supune spre aprobare. Votul administrativ spune se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Am eu de făcut un mic adăugire aici la consilierii care au părăsit sala, era și domnul consilier Bruno Benoni. Deci erau 4, erau 5 la ședința anterioară. Deci vis-a-vis de procesul verbal încheiat în ședința din 25 martie 2020, dacă sunt de făcut completări, eu le observați. Ok. Eu aș avea câteva observații. Mă refer, atunci când s-a luat la ședință. Eu am spus atunci că domnul consilier Toma a lipsit la mai multe ședințe, s-a spus la mai multe. La mai multe părți, două. A spus la 6 ședințe consecutive. Respectiv lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Lucru care trebuie menționat deja, pentru că dumneavoastră cum ați menționat la mai multe ședințe, se poate întrebăta că alegerea a fost numai la două ședințe, nu? Problema cu domnul Brumas, deci cu cadrul dumneavoastră, și în mențin în mătare cu punctul meu de vedere cu privire la domnul consilier Toma, motiv pentru care consider că după plecarea celor cinci consilieri, ședința nu a mai avut forum și era închisă. Motiv pentru care nu o să votez acest proces de la Trecem la deci dacă mai sunt alte interesuri vis-a-vis de procesul verbal. Aș vrea eu să fac vis-a-vis de ceea ce
problema ridicată de consilier Vlad, tot conform codului administrativ, mandatul unui consilier începează atunci când este emis, adoptat actul administrativ de constatare a încetării mandatului, respectiv hotărârea consiliului local sau ordinul prefectului. Până când este emis un act administrativ de încetare a mandatului, consilierul local își păstrează mandatul. Acum supus preapulare procesul verbal cu precizarea domnului consilier Vlad, încheiat de ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Mă rog, puteți preciza, eu am înțeles de la domnul Vlad care sunt motivele dumnealui. Ceilalți consilieri nu și-au exprimat niciun fel. Da. În niciun fel. Eu când am plecat din ședință, am specificat de ce nu stau în procesul verbal sau... Nu, nu, era discuția dacă vis-a-vis de ceea ce ați discutat dumneavoastră, este ceva de completat în procesul verbal. Mă rog, deci... să înțeleg că sunt 4 voturi împotriva procesului verbal sau... 5. Și dumneavoastră a votat tot împotrivă? Da, nu. Urmează ca în ședința următoare, după ce se vor face modificările de rigoare, să supunem din nou spre aprobare procesul verbal de chiar în ședința de 25 ani. Mulțumesc! Poate să vă trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 1 anul 2020. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. La 3 luni, întâlnim cu asemenea problematică. Thank you.
ce cere proiectul de hotărâre și apoi referatul de aprobare pentru că vreți mai nou conform prevederilor din codul administrativ, ceea ce mai numeam e scăderea de mobilitate. La primul articol propun să se aprobe execuția bugetului local pentru mersul 1 anului 2020, conform anexelor 12-13, care fac parte din programul de prevenire care le-a cunoscut în ședința de sănătate. Articolul al 2-lea conține următoare. După aprobare, primarul comunei și doamna raporteană România Spațială, ajută la întâlnirea hotărârii. Al treilea, secretarul general al Comunei Bogdanei Domnului Vasile va comunica o vedere a compartimentului de prevenirea contabilitate, semnalul numărul 3 și discuții între pictul de bancă. Ne vedem că toate considerațiile pe care o să le expun în continuare, provin dintr-un material informativ, exact ceea ce spuneam înainte. Este vorba de documentul de analiză care provine de la compartimentul de resort, de contabilitate. Și pot derula aceste considerații de la ceea ce am constatat situația locală. În ceea ce privește realizarea veniturilor proprii. Și reamintesc, încă o dată, veniturilor proprii, ceea ce realizăm noi la CASE-RE, în primul rând. În primul moment, întotdeauna am avut o depășire la ceea ce a fost propus să se realizeze la veniturilor proprii de vânzare. Asta arată respectul pe care sperăm că fie încrederea la urmă în unitatea locală. Adunător că procentul de realizare de un grup este 149. Cam la acelea de fel ca și în anii precedenți. Astea sunt veniturile proprii, dar pe lângă această capitolă de venituri, noi am să beneficiem și de alte venituri prevăzute de legislate în vigoare. Vă amintiți. Cote de TVA, cote de falcate din impozitul pe venit și eventuale contracte de finanțare. Deci surse extra-bugetare, cum se numește. Și realitatea că noi avem două contracte de finanțare, unul dintre ele foarte consistent. Refer la finanțarea obținută de la Ministerul Dezvoltării pentru proiectul de apă și canalizare și o sumă prin comparație modică, dar ea este bine numită fonduri europene pentru o altă investiție majoră. Și anume, fondul pescuitul în zona Sucoșa. Aici, procentele nu sunt așa pe calculate, dar luăm în considerare veniturile totale, atât veniturile proprii, cât și veniturile pe care le-am reamintit anterior. Sunt anumite procentajele la cheltuieli, atât pentru partea de funcționare a bugetului, cât și pentru partea de cheltuieli. Pentru partea de cheltuieli, dacă ne raportăm la efectul cronologic al perioadei, că, practic, veniturile proprii au fost realizate conjunctural, să spunem, mai mult în luna de ianuarie, martie, până la începutul perioadei, odată cu declanțarea elementul în care facem împreună. Prezența cetățenilor la primărie și pe de la caserie a fost mai redus.
păcat în oamenii ani. Evident, așa cum închizând ce am făcut, se spune cum anunțam la începutul comentarului, aceste cifre, aceste procente, dacă vreți aceste indicatori ai executivului bugetului, normal pentru noi toți suntem pentru venirea următoare de credit, să ne arată unde trebuie să ne direcționăm eforturile, eforturile echipei, aparatului de tehnic. Articolul propune aprobarea rectificării bugetului local
promovat situația anexei se face parte integrantă în prezența operării. Articolul operării sunt aprobarea operării urmează pe pentru la îndeplinire de către pe Camera Comunitară 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 la barajă de specialitate la primarul Comunei Muzărei. Articolul operării sunt aprobarea Secretarului Federal al Comunei de Mașterii Baterii la Comunitatea Operării Primarului Comunei Muzărei, compartimentul financiar contabilitate și Institutul Prefectului Județ Bacău. Mulțumim, m-am primat. Comisia de specialitate numărul 1, pentru da, doamne, consilier, comisia numărul 1, economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat acest favorabil pe acest proiect. Vă mulțumesc. Așa, pe marginea acestui punct, am ceva de obiectat, completat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Șase voturi pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea proiectului pentru urbanizare de Bucănești pe trimestrul 2 a fost aprobat. Mulțumesc, consilier. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al domnului al primarului Comunei Bucănești, județul Bacău. Inițiator, domnul Bucănești. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, mulțumesc. În luna decembrie, dacă nu uitați, chiar m-am întâlnit cu asemenea temă la delegările noastre, a fost atunci o modificare pe o termenă și încăvălată la termenă respectivă, o modificare a organigramei. Dacă v-am gândit, am rezolvat o problemă, legată și la asistență de la este, de asemenea, o situație, o oportunitate similară pentru a rezolva o problemă de funcționare corectă la nivelul echipei administrative pe care o folosesc. Așa, dacă pornim de la organizare, de la organigram, în mod inevitabil, putem folosi termenul de organigram. De data aceasta, partea care e interesat, partea care e motiv după acolo, este data de funcție, dacă vă dătați de materialul pe care l-am avut ca acolo. Sigur, eu am încercat dacă la referatul de aprobare, pentru că mai spune am plecat de la niște principii din anexe considerate generale, ce înseamnă organizare, ce înseamnă organigramă, ce înseamnă stare de funcție. Este o tematică foarte generală, n-am putut să trec peste asta, pentru că motivul pentru mine a fost utilă și sper ca să vă ajut pe cei care nu avea parte, pe cei care au această problemă, la modul teoretic și la modul practic, tot avem organizare în zona care se trăiește pe care în familie, dacă sunt acolo. Este vorba, în primul rând, de resursele umane. Care desfășoară activitatea în fiecare zi. Fiind, mergând până la capătul acestei concentrații, cu excepția acestei de concentrație. Resursele umane, în mod sigur, putem admite că sunt hotărătoare pentru orice entitate. Fie că este publică, fie că este privată, poate publică, este foarte important cu ce fel de oameni lucrează. Resursele umane trebuie să resursele umane trebuie să le finanțeze. Resursele umane trebuie să îndeplinească niște standarde de calitate. Adică cel care lucrează în primărie,
mai greu spus, trebuie să ai anumite calități și să îndeplinească atributele de servicii. Atributele care sunt trecute în fișa postului la fiecare, nu sunt puține. Și numai analizând întregul, pot să declari mulțumit că, într-adevăr, tot am dat de victorie de sutele umane, fac ceea ce trebuie și conduc la niște obiective, mă rog, obiectivul strategic, obiective strategice, cele acceptate. Și de dumneavoastră, ca să liberați, și de mine, ca în calitate de coordonator, și populația din comunitate. Problematica este importantă și prin ceea ce s-a legislat. Resursele umane, nu dincolo de acest model matematic, logic, care arată, așa cum vă spun, atributele fișa postului pentru fiecare, relațiile dintre persoane, atât pe verticală, în regiune subordonare, cât și pe orizontală, în regiune de colaborare. Era să spuneți tot ce sunt mai colaborare de oameni din primărie. Sau nu mai reușesc ca manager să coordonez această relaționare, există legislația care se ocupă în mod special de resursele umane. Există legea funcționarilor publici, foarte importantă, care conferă niște drepturi, dar și niște obligații pentru funcționarii publici. Există legislația pentru personalul contractual. Toate aceste le-am revăzut, am reflectat și pe partea fiscală, București, pot spune punctual ca pe fiecare dată, atunci când ne bate un proiect de hotărâre, la ce se trece acest proiect de hotărâre? Aceasta se referă la statul de funcție. Funcțiile fiind de natură juridică. Am spus, cei care lucrează la primărie sunt funcționari publici sau personal contractual. Am avut semnalat la compartimentul de contabilitate o problemă la legătură cu doamna Iubica Alina, care pe lângă municipiul de atribuții răspunde și de achizițiile publice. Ea avea sau are ca să poată să-și continue activitatea în acest moment de mare responsabilitate. Ea organizat, ea răspunde de achiziția publică. Până la momentul semnării contractului, până la momentul următorul. Și ca să poată să-și îndeplinească, să poată îndeplini viitorul acestei atribuții, trebuie să treacă de la funcția contractuală la funcția de public, funcționar public. Aceasta este finalitatea proiectului de hotărâre pe care îl propun. Și o să reamintesc proiectul de hotărâre undeva să luați cunoștință. La comisie. La primul articol propun aprobarea organizării și statului de funcție pentru aparat de specialitate a permanentului comunei de hotărâre și protocol.
hotărârea aprobată. Vă întrebați ce caută doamna doamna Viorica Arie. Păi, dacă ne uităm în poza lui Petrarie, orice proiect de hotărâre ca partea pe cu de hotărâre trebuie să menționează vreo 4 modificări. Să aibă acest referat de aprobare, dar să aibă și un raport de la compartimentul de specialitate. Compartimentul de specialitate care coordonează resursele umane în numărul Bucănești și înseamnă atribuția funcțională a fost în doamne doamna Margarita. Am primit conform procedurilor. Așa apar proiectul Bucănești sau oportunitatea, necesitatea proiectului Bucănești. Am primit semnalul de la doamna Margarita un raport care semnalează faptul că trebuie să-i conferim statutul de funcționar public doamnei Iubinca, care până în momentul de fapt are statutul de funcționar contractual. Raportul Arbonian, după aprobare doamna doamna Margarita referent Dolceana Romera Consilier, totuși la îndeplinire hotărârii și a hotărârii care este ultimul, tot după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei Domnului Cervacele, primarul Domnului Bogdanei, doamne doamna Margarita, compartimentul de finanțare, contabilitate și instituții prefectului județul Bacău. Atât de doamna, vă mulțumesc. Doamna președinte, dacă permiteți, da, o mică rectificare în materialele care le-ați primit dumneavoastră. Cred că s-a speculat o greșeală de redactare. La doamna Iubica acum trebuie ca să citi funcție publică în funcție contractuală. Deci, ea a fost funcție contractuală până acum. Proiectul de hotărâre tocmai asta vizează trecerea ca funcționar public. Mulțumesc. Mulțumim. Comisia de specialitate numărul 3. Da, Comisia de specialitate numărul 3 a dat avis favorabil. Mulțumim. Dacă vrea cineva să ia cuvântul, mai are acestui punct. Să nu supune spre aprobare. Cine este pentru? Da, da. Votul pentru. Împotrivă. 4 voturi împotrivă. 4 sau 5? 5. 5. Deci, ca celelalte proiecte de hotărâre, cu 6 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la votul numărul 4, proiect de hotărâre prevind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de salubrizare în județul Bacău. Inițiator, domnul Gheorghe Gheorghe, viceprimar, consilier local. Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre l-ați avut la mapă, l-ați citit probabil cu mare atenție și propun la articolul 1 să se aprobe strategia de dezvoltare și serviciile de salubrizare al județului Bacău, conform anexă numărul 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobarea hotărârii să fie atacată în condițiile legii. Articolul 3. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Mărcheoie Vasile, primarul Comunei Bucănești, domnul Grigore Gheorghe, instituții prefectului județului Bacău, a situației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avea raportul de specializare. Avizul domnului secretar general al Comunei Vasile. Avizul de specialitate numărul 2 a doamnei consilier Cătălea și doamna Danila. Atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule. Comisia numărul 2 a studiat acest proiect de hotărâre, a hotărât avizarea defavorabilă pentru a putea fi supus spre aprobare. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă consilier. Iar cineva să ia cuvântul, vă rog. Dacă nu supunem spre aprobare acest proiect, cine este pentru? Împotrivă?
Este în atenția domnului primar și a Consiliului Local. Fie și în atenția domnului Consiliului Local, vă credeți și dumneavoastră. Deci adresat dumneavoastră într-un moment eficient pe care îl adresează întreaga societate și implicit comunitatea autoană, acolo de organizația noastră se află prima linie a asistenței umanitare. Dorim să vă aducem acum în atenție protocolul de colaborare imediată dată de 12 martie 2020 între Curtea Orășului și Bacău și Instituția Prefectului, prin care cele două entități convin să colaboreze, în special pe linia gestionării situațiilor de urgență și în domeniul acordării de asistență socială și oamenilor vulnerabile. Una dintre principalele responsabilități ale instituției Prefectului este aceea de a sprijini Curtea Orășului și Bacău pentru obținerea veniturilor necesare, funcționării și asigurării stocurilor de materiale pentru ajutoare de urgență. În ultimele săptămâni, Crucea Roșie Română, via la Bacău, intervine permanent în lupta împotriva noului coronavirus, reușește să sprijine mii de oameni afectați de situația actuală. Menționăm doar câteva dintre aceste intervenții. Serviciul de ambulanță Crucii Roșii Bacău a preluat în întregime transportul persoanelor dializate din județ pentru a degreva spitalul județean de această activitate. Este vorba de peste 30 de persoane care fac dializă de perioada întregului județ. De asemenea, serviciul nostru de ambulanță a contribuit la evacuarea spitalelor din județ, care au devenit centre de suport COVID-19 și efectuează constant externări de pacienți și transport de COVID. Spitalele de județ au primit donații de la Crucea Roșie, constând în echipamente de protecție mână și vizire mânuși, dar și produse alimentare, apă și drăguri. Ea la Bacău și Roșii a donat către Spitalul Județean de Urgență Bacău un tunel de dezinfectare destinat personalului medical. Totodată am redicționat donații constând în produse alimentare și către servicii de ambulanță județeană și Institutul de Spitalul de Urgență. 161 de persoane vârstnice cu domiciliu în municipiul Bacău și alte 3 comune din județul Bacău aparte din îngrijirea Crucii Roșii primesc un alt pachet cu produse alimentare și produse de igienă, precum și produse pentru incontinență și sunt monitorizate permanent de personalul Crucii Roșii Bacău. Echipa de specialiști ai Crucii Roșii Bacău, formată de 2 asistenți sociali și un psiholog clinician principal, oferă telefon și consiliere socială suportivă și consiliere psihologică persoană vulnerabilă. Alimentele de bază și produsuri au fost distribuite de echipa Crucii Roșii Bacău înaintea sărbătorilor pascale către persoane vulnerabile, persoane vârstnice, familii monoparentale sau cu mai mulți copii, persoane din izolare către sunători din orașele Bacău, Cumănești, Măinești, Mănești, Lăgini, Moldova, numele Rusculața, Tagă, Scurunești, Corbasca, Traiana. Reprezentanța primarilor, sau primăriilor, din localitățile Lăgini, Moldova, Nemeniu, Cuzăie, Nicolae, Dorcescu, Caucan, Turteana, Sfărcești, Novoșeni, Trăchitoasa, Sefa, Cervane, Secuie, Zărmești și au ajuns la Sefa, Cruciul Roșii, Bacău, pentru a achita produse alimentare și cruciul în fiecare localitate. Au fost ajutate puțin la timp 30 de familii vulnerabile. Personalul Crucii Roșii a ajuns și au terminat să ajungă la domiciliul persoanelor vârstnice, la persoanele aflate în mare, la sănături, la familii cu monofobie, aflate în situații de risc social și la persoane cu dizabilități. Toți aceștia primesc pachete cu alimente de bază, produse de igienă, sau sunt susținute de efectuarea de cumpărături, ridicarea rețetelor de la medici de familie sau cutrie altă nevoie imediată. În aceste circunstanțe, în care toate resursele noastre financiare sunt îndreptate către acordarea de asistență socială, transport pacienți, îngrijiri la domiciliu și către sprijinirea spitalelor de urgență în contextul pandemiei COVID-19, vă adresăm rugămintea să țineți cont de protocolul de colaborare anexat și să faceți demersurile ca localitatea pe care o reprezentați să devină un membru susținător al Crucii Roșii Bacău, posibilitatea oferită de articolul 13 din Statutul Societății Naționale Crucii Roșii de România. În speranța realizării unei bune colaborări între noi și dumneavoastră, vă transmitem la asta un model de hotărâre de Consiliul Local privind aderarea localității pe care le-am dat-o la noi, au fost reprezentat la Societatea Națională de Crucii Roșii și Ficarea Pentru, ca membru susținător, hotărâre pe care avem rugămintea să o supuneți aprobării Consiliului Local în ședința din luna următoare sau pre. Dar de să rugămintea ca până la data de 31 mai 2020 să ne comunicați la scris, și acesta de mail, Crucea Roșie Bacău, gmail.com, hotărârea de a susține sau nu Crucea Roșie Bacău pentru a realiza o centralizare și a informa instituția Prefectului Județul Bacău. Pentru susținerea financiară a Crucii Roșie Bacău, vă transmite plafoanele minime de cotizație anuale ce pot acoperi acest buget. Eu nu o să stau citire la tot ce este aici, pentru că nu mă interesează.
pentru comune, la număr de locuitori, între 1.500 și 3.000 de lei, cum este localitatea noastră. Suma pe care o propun dumneavoastră aici este între 1.500 și 2.000 de lei. Mai multe informații despre aceste deci, proiecte pot fi vizualizate pe site-ul care le-am. Vă mulțumim că bine sunteți alături. Deci asta ar fi. Mulțumesc foarte mult, m-am convins de ce e Comisia de Cultură, pe care mai departe, că puteam să mă întrebui cu care mai ales în context în tot. Probabil că se gândă la următoare. Da, am și spus. În ședința curentă, dar de la Angelii, am întrebat ieri cu corespondența. Și mai este o solicitare din partea doamnei Pușcașu, Florina, bibliotecar, întrevistat de data de astăzi. Deci, o semnată Pușcașul Sorin la Biblioteca la Biblioteca Comunală Unde, instituție subordonată Consiliului Local, solicit prin aceasta revenirea la programul normal de lucru, adică de luni până mâine, deoarece cluburile sunt închise și activitățile din interior sunt suspendate conform stării de urgență și a ordonanțelor militare și a pandemiei de coronavirus, stare cu care ne confruntăm la nivel național și mondial. Mulțumim, domnul secretar general. Acestea fiind